Suntem în continuare, revenim ciclul nostru din Isaia. Suntem capitolul 36 și 37. Vă rog să deschideți cu mine să privim aceste capitole minunate din Cuvântul lui Dumnezeu, din istoria poporului. Vreau să menționez, în primul rând, mesajul din această seară este pentru mine. În al doilea rând, mesajul din această seară este pentru voi. Dar în ultimul rând, mesajul din această seară este pentru toți martorii nevăzuți. Este declarația noastră de război împotriva întunericului. Este declarația noastră de război împotriva neadevărului. Ne confruntăm cu un pasaj în care vedem un punct crucial, un punct culminant într-un război care se poartă împotriva poporului Dumnezeu și poporul asirian. Dar realmente, războiul care se poartă de-a lungul istoriei este între bine și rău. Este între Dumnezeu și păcat. Este între noi și firea noastră. Ne aflăm la un sfârșit de an. Urmează ca să sărbătorim împreună trecerea dintr-un an în altul și cred că este potrivit la acest sfârșit de an, începând din această seară, în mod foarte real, să declarăm război împotriva întunericului. Viața creștină poate fi sumarizată în câteva cuvinte. Trăirea noastră prin credință s-ar putea spune cam așa. Nu știm ceea ce ne așteaptă mâine, dar știm cu cine mergem. Nu știm ceea ce va aduce ziua de mâine, dar știm ai cui suntem. Autorul către evrei scrie așa de frumos în capitolul 11. Prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei capitolul 1. De aceea sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine pentru că știu în cine am crezut. Și sunt convins că El poate să păzească până în ziua aceea ce i-am încredințat. Viața noastră de credință, viața noastră trăită cu Dumnezeu, este o incertitudine totală. Nu suntem certi de circumstanțe. Nu suntem certi despre destinație. Nu știm întotdeauna unde ne duce. Nu știm întotdeauna încotro mergem. Nu știm întotdeauna ce ne așteaptă mâine. Dar știm în cine ne încredem, știm ai cui suntem. Dacă ai nevoie ca întotdeauna ca să știi exact ce urmează, dacă ai nevoie ca să știi întotdeauna ce se va întâmpla mâine, dacă trebuie să știi fiecare detaliu și să ai răspuns la fiecare întrebare înainte să fii gata să te încrezi în Dumnezeu, nu trăiești prin credință. Credința este un pas în necunoscut. Pentru că nu trebuie ca să știm unde mergem, ca să știm cu cine mergem. Pentru că nu trebuie să știm ce ne așteaptă, ca să știm ai cui suntem. Cheia pasajului nostru, capitolul 36 și 37, le-am citit dimineața și vă recomand să le recitiți acasă. Când le citiți și priviți felul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul poporului său, felul în care Dumnezeu se ocupă de poporul său și de problema credinței lor, nu pot decât să-ți dea lacrimi. Cheia pasajului nostru se află în provocarea făcută de armata asiriană în versetul 5. În cine deci te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea? Adevărul este că întotdeauna ne aflăm la limita credinței noastre. Întotdeauna suntem pe muchie de cuțit când vine vorba de credința noastră. Credința care am avut-o ieri nu mai slujește la nimic astăzi. Faptul că ieri ne-am încredințat viața în mâna lui Dumnezeu nu spune nimic pentru astăzi. Faptul că ieri am avut pace și liniște în mâna Domnului nu spune nimic pentru astăzi. Credința zilei de ieri este de folos pentru ziua de ieri. Întrebarea răsună în mod legitim și astăzi. În cine te încrezi acum? Nu ieri, nu acum un an, acum.
Pentru că viața în mod inevitabil te duce în circumstanțe în care singurul răspuns corect, în care singurul răspuns care îți mai rămâne pe buze este Dumnezeu. Viața te duce în suferință, viața te duce în încercare, viața te duce în război. Și cei din jur, și firea noastră, și lumea aceasta, și cel rău vine și întreabă în bătaie de joc: în cine te-ai crezi acum, astăzi? Te-ai răsculat împotriva mea. Te-ai ridicat să stai împotriva lumii acesteia. Te-ai ridicat împotriva celui rău. Și acum te afli singur. Acum te afli pe pat de suferință. Acum te afli batjocorit de toți. Acum te afli părăsiți. Acum te afli gata ca armata ca să dărâme porțile și să intre și să te nimicească. În cine te încrezi acum? Lumea aceasta vrea să te convingă că ea este singura ta speranță, că fericirea noastră depinde de ea, că supraviețuirea noastră e în mâna ei. Vine și ne întreabă: știți voi împotriva cui ați pornit să luptați? Credeți că vom face față împotriva forțelor acestei lumi, împotriva puterii ei, împotriva seducției ei, amenințărilor ei? Nu suntem scutiți de ele. Satana l-a luat pe însăși Mântuitorul și i-a arătat împărățiile lumilor și a zis: toate acestea ți le pun la picioarele tale, ți le dau ție dacă te închini mie. Dacă Satana a încercat cu însăși Dumnezeu care a creat lumea, de ce crezi că tu ești scutit de amenințarea lui, de încercarea lui? Ne-am pus nădejdea într-un Dumnezeu nevăzut. Și lumea vine și spune: de ce ai face așa ceva? Când cheia fericirii tale, când cheia izbăvirii tale poate fi chiar în fața ochilor tăi. Trebuie doar să întinzi mâna și să o prinzi. Trebuie doar să pui mâna pe ea și să o apuci. Nu te încrede în ceea ce nu poți vedea. Nu te încrede în vorbe goale. Împărățiile lumii acestea pot fi la picioarele tale. Trebuie doar să te închini. Dar creștinul înțelege că există un alt fel de a trăi, un alt fel de a gândi. Înțelege că această voce nebună duce în mod inevitabil la moarte. Înțelegem că suntem chemați să trăim prin credință, nu prin ceea ce vedem, nu prin ceea ce experimentăm doar, dar prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim prin credință. În Evrei 11:6 spune: și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El, de Dumnezeu, trebuie ca să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei care îl caută. Noi știm că putem trăi cu promisiunea lui Dumnezeu ca și postamentul nostru, ca și stânca noastră, în ciuda lumii acestea instabile din jurul nostru, în ciuda furtunii, în ciuda războiului. Stânca noastră este Dumnezeu. Noi credem că El există și că răsplătește cu adevărat pe cei ce se cred în El. Chiar în mijlocul furtunii, chiar atunci când armatele ne înconjoară, chiar când suntem pe patul de suferință, chiar când suntem o mână de oameni, o biserică, un ultim bastion împotriva întunericului, da, chiar atunci ne încredem că El este stânca noastră. Ba mai mult, în momentele acelea este singurul răspuns. Lumea răzbate și îți strigă în față: în cine te încrezi tu acum, că te-ai răscolit împotriva mea? Ai auzit glasul? Ai auzit țipătul? Nu este un susur blând, nu este o șoaptă, nu este un zvon, este un strigăt de război a văzduhului care îți strigă în față și spune: cine te crezi să stai tu în picioare împotriva întunericului? Cine te crezi să stai tu în picioare pentru dreptate? Cine te crezi să stai tu în picioare pentru adevăr? Cine te crezi să stai tu în picioare pentru Dumnezeu? Nu știi cu cine ai de-a face. În ce te încrezi acum? Acum când ai pornit la război împotriva lumii, acum când ai pornit la război împotriva Satanei, în cine te încrezi acum? Nu ieri când te plimbai în parc și admirai natura și nu te interesa de nimic, nu ieri când lucrurile mergeau bine, nu ieri când nu înțelegeai că lupta aceasta se poartă, nu ieri când nu înțelegeai că ești soldat în armata lui Dumnezeu, nu ieri când nu înțelegeai care e miza, astăzi, acum, când ai hotărât să stai în picioare, în cine te încrezi?
Suntem printre ultimele cetăți care mai stau în picioare. Întunericul s-a revărsat peste țară. Armatele celui rău stau la porți, gata să nimicească. În cine ne încredem acum? Acum că toți prietenii ne-au părăsit, acum că toată lumea își bate joc de noi, acum că Satana râde în fața noastră, acum că vin încercările, acum că vin suferințele, în cine ne încredem acum? Ieri am luat hotărârea să stăm drept pentru Dumnezeu, dar acum în cine te vei încrede? Isaia a tratat cu amănunte problema credinței până în capitolul 35. Și acum Isaia se apropie de ultima obiecție a noastră. Ne-am încrezut în Domnul pentru veșnicie. Ne-am încrezut în Domnul, zicem, pentru mântuire. Dar Isaia vrea să ne provoace să vedem dacă ne încredem în Domnul pentru aici și acum. Pot să mă încred în El în această circumstanță? Pot să mă încred în El în această încercare? Pot să mă încred în El în această bătălie? Nu doar atunci, nu doar în veșnicie, nu doar la sfârșit, ci acum și aici. În cine mă încred acum? Priviți provocarea împreună cu mine. Suntem în anul 701 înainte de Hristos. Armata împăratului Sanherib a nimicit împărăția lui Iuda. Pur și simplu a nimicit-o la pământ. Numai Ierusalimul mai a rămas în picioare. În acest context, primim această provocare din partea Imperiului Asirian. Priviți contextul. Împăratul Asiriei l-a trimis din Lachiș pe Rab Shake, la regele Ezechia, la Ierusalim, însoțit de o oștire puternică. El s-a oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul către Gorul Spălătorului. Eliachim, fiul lui Hilchia, administratorul palatului, scribul Șebna și cronicarul Ioa, fiul lui Asaf, s-au dus la el. Avem aici, în afara cetății, o întâlnire între reprezentanții împăraților. Pe de o parte, Rab Shake, reprezentantul împăratului Asiriei. Pe altă parte, avem acest sol din partea Ierusalimului. Și Rab Shake, pentru Imperiul Asirian, vine cu această provocare din partea împăratului. Care este credința voastră acum? Nu ieri, când armatele erau la zile distanță, nu acum câteva luni când negociam, acum, când armata este la porțile voastre, vreau să văd credința voastră aici și acum. În ce vă încredeți acum? Care este strategia voastră? Cum veți sta în picioare când oștirile sunt afara zidurilor? Priviți, Rab Shake le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Pe ce se bazează această încredere a ta? Tu spui că ai strategie și putere pentru război, dar acestea sunt doar niște vorbe goale. În cine deci te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea? Iată că te încrezi în Egipt, în acel toiac de trestie frântă, care străpunge și rănește mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, monarhul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Dacă îmi vei spune, noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, oare nu este El acela ale cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicându-i Iuda și Ierusalimului să vă închinați înaintea acestui altar? Vino acum și fă o înțelegere cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, eu îți voi da 2000 de cai, dacă tu vei putea găsi călăreți pentru ei. Și cum vei putea îndepărta măcar o singură căpetenie dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu? Când tu te bazezi pe Egipt pentru care și călăreți, mai mult am înaintat eu fără Domnul împotriva acestei țări care s-o distrug, Domnul însuși mi-a zis, înaintează împotriva acestei țări și distruge-o. Rab Shake vine și pune această problemă a credinței de 7 ori în acest pasaj. Și spune, pe ce vă bazați voi? Care este credința voastră? N-aveți care, n-aveți călăreți, n-aveți cai, n-aveți strategie, n-aveți nici credință. Ați falimentat și acolo. Ați înlăturat altarele, ați închis bisericile, ați falimentat în toate domeniile și acum veniți și stați în fața mea și vreți să spuneți că Dumnezeu vă va izbăvi? Te amenință cu propriul lor Dumnezeu.
Versetul 5 lucidează problema foarte clar. Tu spui că ai strategie și ai putere pentru război, dar toate acestea se rezumă la doar niște vorbe goale. Altfel spus, chiar vrei să mergi la război împotriva oștirilor Asiriei, care sunt multe și puternice, cu niște cuvinte? Cu o promisiune din partea lui Dumnezeu? Niște vorbe goale? Asta este strategia ta? Asta este puterea ta? Cuvinte? Este o întrebare legitimă care trebuie să ne punem și noi. Pe asta ne bazăm și noi? Este suficient cuvântul, Evanghelia, adevărul? Inamicul stă la poartă și te întreabă. Pe cine te încrezi tu acum? Care este credința astăzi? Răspunsul depinde de cine este Dumnezeu cu adevărat. Biblia spune căci Dumnezeu este Cel ce învie morții și care cheamă lucruri care nu sunt ca și cum ar fi. Este? Este El cine spune că este? Este El Dumnezeu Creatorul? Este El Dumnezeu Atotputernic? Este El Cel care poate să vorbească cu lucrurile care nu sunt precum ar fi? Este El care poate să dea viață și să ia viață? Este El care este suveran absolut peste tot? Pentru că dacă este și dacă crezi asta, răspunsul nostru este simplu și lucid. Cum poți tu, împărate, să stai împotriva cuvântului lui Dumnezeu cu armatele tale? Cum poți tu să vii doar cu oștirile tale și să crezi că poți sta împotriva cuvântului lui Dumnezeu și să ai izbândă? Cum poți tu să fii așa de îngânfat să crezi că un singur cuvânt de la Dumnezeu nu te va distruge de pe fața pământului? Cum crezi tu că poți sta drept înaintea unui Dumnezeu care cu un singur cuvânt a creat universul? Dumnezeul meu a creat universul prin cuvântul său și armatele tale stau în picioare prin puterea cuvântului său. Biblia spune că toate lucrurile au fost create prin El și toate lucrurile se țin în El. Dușmanul nostru nu stă în picioare dacă nu este ținut în picioare de Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-l ține pe Satana în picioare, Satana se prăbușește. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-l ține armatele care vin ca să ne omoare și să ne ucidă în picioare, ele cad. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ține prigoana în picioare, prigoana cade. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ține suferința în picioare, suferința cade. Boala cade, moartea cade. Toate cad când Dumnezeu spune să cadă. Întrebarea, împărate, este cum vei sta tu în picioare împotriva cuvântului Dumnezeului cel preaînalt. Pentru că eu știu ai cui sunt. Nu știu unde mă duc, nu știu ce va permite Dumnezeu, nu știu dacă zidurile se vor prăbuși, nu știu dacă mă va izbăvi din această încercare și nici nu mă interesează pentru că știu ai cui sunt. Sunt ai Lui și tot ceea ce face este spre binele meu. Fie că mă zdrobește, fie că mă ridică, fie că mă proslăvește, fie că mă apasă, fie că mă vindecă, fie că îmi dă boală. Toate sunt spre binele meu, toate sunt spre răscumpărarea mea, toate sunt spre credința mea. Priviți răspunsul împăratului. Solii merg la Hezekia și îi spun ce s-a întâmplat. Atunci, Eliachim, fiul lui Hilcaia, administratorul palatului, secretarul Șebna și cronicarul Ioah, fiul lui Asaf, a venit la Ezechia cu hainele rupte și au spus cuvintele lui Rabșake. Ce suspans! 35 de capitole. Mai mult de 3 decenii de când împăratul Ahaz falimentează în credința lui exact în acest scenariu. Ezechia, fiul său, acum se confruntă cu aceeași confruntare. Priviți, 37:1. Când regele Ezechia a auzit lucrul acesta și a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu șah, cu sac și s-a dus la casa Domnului. În sfârșit. În sfârșit împăratul se prăbușește în fața lui Dumnezeu. În sfârșit strigă către Dumnezeu. În sfârșit recunoaște că nu are scăpare. Atunci când războiul pare pierdut, atunci când bătălia reală se poartă, atunci când armatele sunt la porțile noastre,
Bătălia este aici, în rugăciune și în cuvânt. Dacă așteptăm ca să ducem lupta acolo afară, am pierdut-o deja. Împăratul Ezechia își sfâșie hainele și merge în casa Domnului și se închină. Pentru că realizează că războiul nu e acolo, războiul e aici. Războiul nu e împotriva armatei, războiul împotriva întunericului. Războiul este deja pierdut dacă luptăm afară, acolo, pe terenul celui rău. Războiul se câștigă în rugăciune. Războiul se câștigă în cuvânt. Războiul se câștigă în casa Domnului. Priviți ce cuvânt trimite împăratul lui Isaia. Împăratul aude vestea, merge și se închină în templu și trimite un cuvânt lui Isaia, prorocului. Așa vorbește Ezechia. Aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de rușine, căci copiii sunt gata să se nască, dar nu mai este nicio putere pentru a le da naștere. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rab Shake, care a fost trimis de stăpânul său, împăratul Asiriei, pentru a-l batjocori pe Dumnezeu cel viu, și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va mustra pentru cuvintele pe care le-a auzit. De aceea, înalți o rugăciune pentru cei care au mai rămas. Ezechia termină cu scuzele, termină cu pretextele, termină cu politica, termină cu absolut toate și recunoaște rușinea, recunoaște necredința, recunoaște neputința și vine și spune: nu mai am nicio scăpare. Aceasta este o zi de necaz. Aceasta este o zi de pedeapsă și de rușine meritată, pentru că copiii sunt gata să se nască, dar nu mai este nicio putere pentru a le da naștere. Imaginea este cumplită. O mamă care este gata să nască și nu mai are nicio putere. Moartea ei este inevitabilă, moartea copilului este inevitabilă dacă nu intervine cineva. Rezultatul este fatal. Moartea mamei, moartea copilului. Doamne, dacă nu intervii tu, nimicirea este iminentă. Dar priviți ce zice împăratul. Că zice mai mult de atât. Doamne, zice împăratul, nimicirea noastră a celor care au rămas este una, este o problemă. Dar ai auzit cuvintele sale, ai auzit blasfemia, ai auzit felul în care a vorbit despre tine Dumnezeul cel prea înalt. Doamne, mustră-l pentru felul în care își permite să raporteze la tine. Mustră-l pentru blasfemia aceasta. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, care a fost trimis de stăpânul său, împăratul Asiriei, pentru a-l batjocori pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va mustra pentru cuvintele pe care le-a auzit. O, de ne-ar durea și pe noi de slava Domnului în mijlocul încercării, în mijlocul necazului, dacă ne-ar durea mai mult de faptul că lumea le-a în batjocură pe Dumnezeu decât faptul că ne rănesc pe noi, de faptul că vin cu blasfemie la numele lui Dumnezeul celui adevărat, decât faptul că au zis ceva urât despre mine. O, Mihai ăla, el e așa, cu Dumnezeul lui, așa, ciudat. Și eu vin și zic, o, au zis rău de Mihai, au zis rău de mine. Mă trudesc aici și ei nici nu văd. Ei vin și mă supresc cu cuvintele lor, cu vorbele lor, cu hula lor. Împăratul vine și spune: Doamne, ai auzit blasfemia lui. Ai auzit felul în care își permite să vorbească despre tine. Dacă ne vor nimici pe noi, asta este una, dar nu permite să vorbească așa despre Dumnezeu cel viu. Mustră-l, Doamne. Doamne, lumea caută să mă înghită. Lumea caută să mă omoare, să mă distrugă, dar Doamne, nu-i lăsa să te batjocorească, nu-i lăsa să aducă ocară asupra numelui tău. Nu știu cât ne gândim când trecem prin încercare și când trecem prin necaz, ceea ce acțiunile noastre, ceea ce vorbele noastre, ceea ce atitudinile noastre aduc pentru Dumnezeu. Aduc ocară, aduc blasfemie, să aduc slavă și cinste. Când Pavel spune că nouă ne-a fost dat onoarea nu doar ca să credem, ci să suferim pentru Hristos, la ce credeți că se referă? Avem onoarea ca cei din jur să privească la felul care suferă creștinul, la felul în care suferă credinciosul și să realizeze că este ceva total, elementar, diferit. Suferința noastră este total diferită de suferința lumii. Priviți ce spune Isaia. Să-i spuneți stăpânului vostru că așa vorbește Domnul. Nu te speria de cuvintele pe care le-a auzit și cu care slujitorul împăratului Asiriei m-au blasfemiat. Iată,
Voi pune în el un duh și astfel, la auzirea unui zvon, se va întoarce în țara lui și voi face să cadă ucis de sabie chiar în țara lui. Extraordinar! O, Dumnezeul nostru, Tu nimicești armate cu un singur cuvânt. Priviți, la auzirea unui zvon se va întoarce în țara lui și îl va face ca să fie ucis de sabie chiar în țara lui. Rabșache își bate joc de Dumnezeu, de copiii săi, de cuvântul său și Dumnezeu printr-un cuvânt de bătaie de joc, printr-un zvon, îl nimicește. Rabșache se întoarce în țara lui și cade pradă sabiei. Un singur cuvânt, un zvor, un zvon, o prostie. Dumnezeu nu se oprește aici. El nu dă doar o soluție temporară. Ezechia merge înapoi înaintea Domnului și cere izbândă din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, pentru că armatele în continuare aveau de gând să vină și să-i nimicească. Și priviți cum se termină capitolul. Îngerul Domnului a ieșit în tabăra asirienilor și a ucis 185.000 de oameni. Când cei din popor s-au trezit, dis de dimineață au văzut că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra și a plecat. El s-a întors la Ninive și a locuit acolo. În timp ce se închina în templul zeului său, Nisroc, fiii săi, Adramelec și Shareter, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său. Priviți ironia. Împăratul Ezechia primește izbândă în casa Domnului, în templu. Și Sanherib este nimicit în templul zeului său. Ca nu cumva să ne facem iluzii despre ce fel de luptă să poarte, capitolul se sfârșește în acest fel. Bătălia s-a dus întotdeauna în casa Domnului și în templul celui rău. Bătălia care se purta cu armate, cu ziduri, cu fortărețe, era doar un front. Bătălia reală este între întuneric și lumină, între bine și rău, între Dumnezeu și păcat. Ezechia primește izbândă în casa Domnului. Sanherib este nimicit în casa zeului său. Ca nu cumva unul dintre noi să-și facă o iluzie despre ce fel de război să luptă. Apostolul Pavel spune în Efeseni 6:12 că noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor și autorităților și a puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Și cât de adevărat este, astăzi răsună provocarea și pentru noi. În cine deci te încrezi tu acum de te-ai răsculat împotriva mea? Astăzi în casa Domnului suntem chemați să răspundem și noi față de această provocare de război răspicat. Dumnezeu, mă încred în Dumnezeu, mă încred în cuvântul Său, mă încred în Evanghelia Mântuitorului meu, care m-a răscumpărat. Nu știu ce mă așteaptă mâine. Nu știu ce armată este la porți. Nu știu ce întuneric se prăbușește peste țară. Nu știu încotro mă duc, dar știu a cui sunt. Știu că sunt răscumpărat ca tare, sunt dispus să stau în picioare, sunt dispus ca să cad la pământ dacă este nevoie, ucis de sabia lor, sunt dispus ca să fac orice este nevoie, pentru că cuvântul lui Dumnezeu îmi promite că în toate acestea voi fi mai mult decât biruitor. Nu este corect, din punct de vedere omenesc, să fiți chemați la un asemenea război. Nu sunteți pregătiți și nu sunt pregătit. Suntem puțini și întunericul e mare. Celelalte fortărețe au fost nimicite. Suntem printre ultimii care stau în picioare. Dar Napoleon zicea, în urmă și ateii au cuvinte de înțelepciune. Te duci la război cu armata care o ai, nu cu armata care ți-o dorești. Pentru că rezultatul nu este în carele noastre. Rezultatul nu este în numărul nostru. Rezultatul nu este în puterele noastre. Ei se încred pe carele lor și pe caii lor și pe puterea lor. Noi ne încredem în Dumnezeul nostru. Așa că suntem o mână de oameni. Suntem nepregătiți. Suntem slabi în credință. Suntem slabi în putere. Dar vom sta în picioare și vom răspunde la întrebarea în ce mă încrezi acum cu un simplu răspuns. În Dumnezeul meu și în cuvântul său. Asta este declarația noastră de război împotriva întunericului. Poți să-și bată joc cât vor vrea. Războiul este câștigat deja. Izbânda este asigurată deja.
Și de fiecare dată când puterile noastre scad, de fiecare dată când credința noastră șovăiește, vom alerga și noi în casa Domnului ca împăratul Ezechia, ne vom prăbuși la picioarele lui Dumnezeu și vom spune: Doamne, mi-e rușine de mine, dar nimicește-i pentru slava numelui Tău. Amin. Să dea Domnul ca în acest an în care intrăm și în zilele care urmează să conștientizăm cu adevărat războiul la care am fost chemați. Amin. Și să declarăm război împotriva întunericului. Nu pentru că suntem cineva, nu pentru că suntem diferiți, nu pentru că știm ceea ce nu știu alții, ci pentru că suntem ai Lui. Răscumpărați prin sângele Său, prin jertfa Sa. Amin? Amin. Amin. Hai să ne ridicăm și vrea să mergem în rugăciune.